Salutare tuturor! Mulțumesc, Linda, pentru tot ce ai făcut ca să susții acești atleți universitari extraordinari. Mă bucur să fiu aici alături de atâți lideri, de membri ai Congresului, de membri ai administrației noastre, dar și de atleți extraordinari. Președintele nostru, Joe Biden, a vrut să fie alături de noi astăzi, să simtă mai bine, să recuperează rapid și să este nerăbdător să întoarcă în campanie. Reputația lui Joe Biden din ultimii 3 ani este fără egal în istoria modernă, într-un singur mandat. Da, puteți să aplaudați. Într-un singur mandat, i-a depășit deja pe mulți președinți care au fost 2 mandate în funcție. L-am cunoscut pe Joe Biden prin fiul său, Beau. Am lucrat împreună la Procurorul General al Statelor Unite, iar Beau îmi spunea povești despre tatăl lui. Îmi povestea despre ce fel de tată și ce fel de bărbat este Joe Biden, calități pe care Beau l-a apreciat la tatăl lui, calități pe care le-am văzut și eu în fiecare zi în președintele nostru. Onestitatea lui, integritatea lui, angajamentul față de credință și față de familie, inima lui mare și dragostea lui profundă pentru țara noastră. Sunt martor, am văzut cu ochii mei că în fiecare zi președintele nostru Joe Biden luptă pentru poporul american. Iar noi suntem profund recunoscători pentru tot ce a făcut în țara noastră. So with that, on behalf of our president and Dr. Biden, cu acestea fiind spuse, în numele președintelui Biden și a doctorului Biden, vă invit aici la Casa Albă și pe acești atleți minunați.